făcut puțin timp să vin în mână aici. Noutatea cred că nu este chiar atât de mare. Știți că luna martie o dedicăm comemorării și sărbătoririi vieții și activității poetului național Taras Șevcenco, al cărui bust, cu ajutorul dumneavoastră și al primăriei, am reușit să-l punem acum pe toate în de atunci ne-am luat o obligație. De vreme, noi trebuie să vinem aici cu ușoare, după care să continuăm în spectacol. Vă mulțumesc încă o dată că ați avut bunăvoința să veniți pe această vreme mai puțin prielnică, dar sperăm că sufletul nostru, care e atât de cald, va compensa pe undeva plăceala de afară. Bine ați venit, domnul primar! Dorohi hosti, dziękuję Wam, że сегодня нашли таку погоду, чтобы на нашу подію тут з нами в Месі. Ви анонс, що din partea ucraineană avem oaspeți deosebiți, avem o delegație de la Kiev, din capitala Ucrainei, în frunte cu domnul Valentin Stărcaș, laureat al premiului Taras Șevcenco. Avem de la Odessa o delegație condusă de domnul profesor Viacheslav Cuștir, care e jumătate de al nostru, deja credincea domnul primar. Are viză de plătat. Și avem o delegație de la Ren, orașul nostru de aici, care colaborăm de ziua de cu Marina Muncean, care este de fapt este prezintă pe scenă, acolo se cunoașteți mai bine. Timpul fiind foarte scurt, vremea ne fiind așa de prietenoasă, cred că speech-urile vom rosti la sală, dacă sunteți de acord. Cine este Petru? Dacă nu, vă rog să fim operativi, să depunem florile, un moment artistic foarte scurt, după care ne depunem florile pe trejantoare. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Але інших, як навчити кохати її, я не знаю. Чому не хочуть жити вдома, марять чужиною, іншим шляхтою прокладають, тягнуть за собою. Ти Дніпро свій дуже любив, а я свій люблю Дунай. Широкі просторі, степи, квітучі сади, наче рай. Давно вже вуста твої не можуть нічого казати, але не мовчать вірші, не вміють вони мовчати. В рядках твою біль відчуваю. За долю, за щастя народу,
Не можна людиною бути, не знаючи власного роду. Ти бачив інше дитинство, ти панських пізнав батогів. Вірив у світле майбутнє, у світ без війни, ворогів. Ніяк не вгамуються люди, забули історію знов. Ворожнеча по світу крокує, куди знов пропала любов. Кобзарю, мій любий Кобзарю, пишу тобі свого листа. Хочу, щоб села завжди процвітали, добрішими стали міста. Дуже я хочу, щоб люди цінували все те, що в них є. І, може, тоді гордість буде, що українець ім'я твоє. Браво! Yeah.
ти едно песе да Браво! Мулțumim din suflet pentru acest moment deosebit. Iarăși dăm vina pe Sfântul Petre. Cei care doriți să depuneți o floare la bust, în ordine, depunem, după care ne deplasăm pe trotuar către Jean Bart. Și acolo continuăm acțiunea. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt convins că m-am pus nervii la încercare, dar știți că de la o vârstă e bine să depunem eforturi mai consistente, că ne ajută la sănătate. Mulțumesc pentru înțelegere. Dorohii gosti, me počinajem tretiu čast našo programa na cih Ševčenki dni. Îmi face o deosebită plăcere și vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați găsit suficient timp în ciuda vremii neprietenoase, ca astăzi, împreună cu noi, să participăm împreună la acest eveniment marcant pentru minoritatea ucraineană, dedicată poetului național ucrainean, marelui Kobzar, ctitorului Ucrainei, Taras Grigorovici Șevcenko. O să fim mai, un pic mai scurți, pentru că timpul lucrează în defavoarea noastră. Astăzi știți că s-a scurtat și ziua, ca atare vom avea un parcurs un pic mai ritmat. Pentru a debuta cum trebuie, vă rog să poftiți în scenă, să invit musafirii noștri și cu cine mai colaborăm noi foarte bine. Proșu vas, pane profesor, pane Sperkaci, Marina Muntean, dete, proșu, domnule primar, sunteți în echipă cu noi, așa că vrând nevrând, mă bucur, mulțumesc anticipat pentru sprijin.
un alt moment prietenos, zic eu, pentru noi, avem un reprezentant al Mișcării Căsăcești Internaționale, domnul general Degodiu din Kiev, pe care l-am invitat și le invit să fie alături de noi. Pan general, nu vă speriați, e doar general de cazaci. Cu permisiunea dumneavoastră am să invit mai întâi musafirii să spună câteva cuvinte dedicate întâlnirii noastre prietenești, după care vom purcede mai departe. Pane Sperkaci, proșuvă. Доброго дня. Ну, найперше я хочу поздоровити вас з 203-ї річниці Тараса Шевченка. Надзвичайно приємно бачити знову тут багато дорогих, близьких і рідних облич. І виконати ту місію, яка мені доручена Києвом. Домнул Сперкач спуне, що є форте букурос, що не талінем астаз, що аре fericitul moment de a-și îndeplini misiunea care a fost trasată la Kiev. Să vedem ce misiune. Дуже багато нагород, дуже багато привітань. Від імені Героїв України, голови Товариства «Україна світ», яке, як ви знаєте, здійснює зв'язки з українцями, які живуть поза межами України, я хочу вручити почесну грамоту Товариства зв'язків з українцями за межами України, Товариство «Україна світ» скорочено, нагороджує Черненко Дмитро за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці з Україною, єднання українських сил у світі та знагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. То це я, Тарас. Domnul Sperkaci spune că ne înmânează o diplomă de onoare. Minutăciu. Dar nu mie personal. Această diplomă se cuvine tuturor etnicilor noștri ucraineni, care împreună cu mine și cu organele locale desfășurăm această activitate, care zicem noi că este prolifică și pentru, e promițătoare pentru viitor. Mulțumesc! Також тут цілий ряд грамот, я хотів би їх вручити від імені товариства і голови товариства Героїв України Івана Драча. Нагороджує Мунтіанову Георгія, прошу. Мунтіанову Георгія. Прийде. Прийде. О. Добре, тоді я лишаю вам грамоту. Також наступна грамота нагороджується Міронов Дан. Domnul profesor. Domnul profesor a intrat în istoria noastră cu o glumă foarte silențioasă, așa, cu vreo 3 ani când ne-am rămânat o diplomă, zic, domne, în sfârșit am ajuns și eu la 195-a diplomă. Наступна грамота для мене дуже приємно вручити її Василю Тертишу. Тертиш Василь. Тертиш Василь, де ти є? Де є мій друг? Наступною грамотою нагороджується Артімов Габріела. Давайте. Добре. Нагороджується Іоніці Августина. Іоніці Августина є? Чи є тут? Є, він в залі. Ага, добре. Нагороджує грамотою Германа Лучика. Герман Лучика? А, це хто? Герман Лучика. Не видно. У вас очки помагаючи? Нам треба дати лажути окіляри, зовсім до ардіодіка. Грамотою нагороджується Міхалаки Віолетта. Віолетта Міхалаки, ось. Довольно. Що це? Грамотою нагороджується Максим Іван. Максим Іван. Івана. Із Леті. Із Леті. Тут він. Також мій дуже добрий знайомий друг.
Нагороджується Лісовенко Флоря. Флоря Лісовенко. Флоря Лісовенко. Він зараз на пароході ось злізає. Він тут, тут, тут. А, тут. Хай, Флоря, хай, пас алергатор. Іде? Іде, іде, брете, брете. А наступний Даніленко Дмитро. О. Оцінює, так? Даниленко. І остання грамота нагороджується Черненко Штефана. Дякую за добру співпрацю і щирі побажання, найкращі побажання від Івана Драча. Ну, вся моя місія завершена. Передаю слово В'ячеславу Кушніру, пану професору. Дорогий професор В'ячеслав Кушнір, вам зіскій державному тата ностру, декану факультету ді історії дін Одеса Меченіковський. Прошу, пане професор. Доброго дня. Вельми шановний пане Прима, вельми шановні друзі, вельми шановні. По-англійську? Чи? Buona ziua, stimați invitați, buona ziua, domnule primar. У нас є в Одесі інтелектуальний форум, це така організація, яка займається і дуже плідно гуманітарними питаннями. La noi în Odessa funcționează o organizație neguvernamentală care se ocupă cu legăturile lumești și omenești. Там знають про плідну таку роботу пана Дмитра Черненка і доручили мені вручити йому грамоту за хорошу плідну роботу. Люди пойняли. Spune că acea organizație s-a gândit și la minoritatea noastră ucraineană care viețuiește și trăie și lucrează în Tulcea și ne dorește cu toată dragostea o diplomă în rămată. Шановні друзі, я представляю Одеський університет. Він є одним із найкращих в Україні. Reprezint Universitatea din Odessa, care este una din cele mai frumoase de pe întreg teritoriul ucrainean. Я тут з кінця десь 90-х років, і як представник Одеського університету, я вивчаю культуру козаків і українців, які переселили сюди в Добруджу. Activitatea mea se desfășoară în județul dumneavoastră cam din 1992. Paralel cu activitatea mea didactică și cea de rector al facultății, m-am ocupat și cu istoria despre cazacii zaporojeni care au poposit acum 200 și ceva de ani în zona noastră dunăreană. E dușe важливо бачити і знати про підтримку влади наших досліджень. Și este foarte bine că există această susținere chiar reciprocă. Ми проводили тут низку наукових конференцій і завжди ці конференції і присутній був на цих конференціях примар Костянтин Хаджа. Acum câțiva ani am desfășurat la Tulcea o conferință cu ocazia împlinirea 200 de ani de când s-a constituit Zadunaiska Sij de la Dunavăț, iar materialele prezentate și componența delegaților au fost de foarte înaltă calitate.